Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm o temă pe care am mai propus-o cercetării în cadrul emisiunii noastre, dar rămâne a fi, aș îndrăzni să zic, veșnic actuală. Vorbim despre moțiunea de cenzură depusă de către PSRM și în același timp vorbim despre inițiativa statului și în mod special a Parlamentului de a pune pe umerii fiecăruia dintre noi povara miliardului furat. Acest lucru îl vom discuta împreună cu Alexei Tulbure, analist politic. Bună seara și bine ați venit. Și cu Sergiu Tofilat, analist economic. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Domnule Tulbure, de la dumneavoastră aș vrea să încep. Spuneți-mi, vă rog, moțiunea de cenzură care a fost depusă de către PSRM și susținută mai târziu de către PLDM și PCRM în legătură cu aceste tendințe de a pune pe seama fiecăruia dintre noi miliardul furat, se înscrie în seria de acțiuni nechipzuite din partea guvernării noastre sau ăsta constituie de fapt punctul culminant pentru că își dau bine seama că viitorul lor politic este unul limitat? Care este viziunea dumneavoastră? Bine. Moțiunea de cenzură este o procedură prevăzută de exercițiul ăsta de asumare a răspunderii a guvernului asupra anumitor legi. Da. O procedură de care s-a abuzat în ultimii ani. Eu am fost unul din cei care am votat reforma constituțională în 2000 și în cunoștință de cauză pot să spun care a fost ideea legislatorului atunci când am votat aceste schimbări. Nu să oferim guvernului posibilitatea să finteze legea și parlamentul și prin astfel de proceduri să strecoare în legislația noastră niște norme foarte dubioase, periculoase, criminale chiar. Dar ideea a fost că în cazul în care noi avem un parlament retrograd, un parlament care se opune schimbărilor, dar se percepea că prin definiție guvernul este o instituție mai activă, mai progresivă, progresistă, să-i oferim guvernului, pentru că sunt precedente, Constituția României, de exemplu, oferă acest drept guvernului respectiv, să-i oferim guvernului posibilitatea să ocolească această rezistență care putea să vină din partea parlamentului. Ideea asumării de răspundere a fost profanată, practic, de actuala guvernare, ei folosind această procedură pentru a elimina Parlamentul din procesul de luare a decizii în condiții în care se putea, bine mersi, de organizat dezbateri în Parlament, pentru că anume Parlamentul adoptă legi. Guvernul adoptă numai în cazuri excepționale. Și la fiecare adoptare de responsabilitate, urmat după fiecare adoptare de responsabilitate asupra anumitor legi și prevederi, a urmat un jaf, a urmat o crimă. Să ne aducem aminte 2014, legile asumate de guvernul Leancă, s-au dus miliardul, jumate de rezerve valutare au plecat din țară și după asta, da, prin alocările astea din la Banca Creditele Națională, primăvară, absolut, creditele la început, după asta, ele au fost acoperite sau sub pretextul acestor găuri din aceste trei bănci au fost scoase rezervele noastre valutare. Și primăvara, guvernul Gaburici la fel au alocat vreo 5 miliarde de lei tot prin asumare de răspundere și culmea bugetul național, asta e Constituția financiară, economică a țării, a fost adoptată tot prin proceduri dubioase. Și acum a urmat această asumare deja de guvernul Filip, care duce la a treilea jaf. Primul jaf din bănci, a doilea jaf din rezerve valutare și acum al treilea jaf din buzunarele cetățenilor. Prin această procedură ei au pus pe umerii cetățenilor acest miliard care de ei au fost furat. Să ne aducem aminte argumentele care au fost formulate sau care au fost aduse de Filip, că este o condiție a FMI-ului. Noi asta nu putem controla, testa. Noi nu cunoaștem care sunt condițiile FMI-ului. Ele sunt 16 și în una din ele e rezolvarea problemei miliardului, dar nu din contul... Asta nu înseamnă că această problemă trebuie să fie rezolvată din contul cetățenilor. Una la mână și doi la mână, ce mai spunea el, că noi avem nevoie de rapiditate, noi nu mai dovedim
să luăm decizii respective înainte de bordul FMI-ului. Condițiile guvernului cunoaște din iulie. Din iulie până la sfârșitul lunii septembrie, Parlamentul putea fi convocat de vreo 15 ori. Și cum este memorandumul și organizat de BNM și Ministerul Finanțelor încă în martie. Da. Încă și în martie. Dar dacă din martie, în genere, erau posibilități nelimitate de a organiza o procedură constituțională în Parlament, cu dezbateri, cu luări de poziții, cu luări de cuvânt și așa mai departe, cu întrebări, răspunsuri, trebuia să vie guvernul să raporteze, de ce guvernul în condițiile în care n-au făcut nimic pentru a investiga, pentru a încheta acest jaf, a întoarce banii și a-i pedepsi pe cei vinovați, ei au purces la asemenea scheme. La schema asta, eu cred că o schemă mișalească, o potlogărie de a impune pe cetățenii propriului stat să plătească pentru furtul unor oameni care, mă rog, trebuie să stea la pușcării. Deci, moțiunea de cenzură, îmi cer scuze că eu am depășit limita probabil de vorbire, moțiunea de cenzură face parte din această procedură. Și foarte bine că opoziția ea putea să ignore treaba asta și în 72 de ore intrau în vigoare. Acum, noi nu știu, vorbim mai departe sau nu, ceea ce a fost ieri, asta a fost o sfidare, ședința nu a avut loc și, în opinia mea, moțiunea de cenzură stă în picioare, ea este valabilă. Legile, chiar dacă președintele a promulgat deja, cred că el s-a grăbit sau a acționat la comandă, așa cum au procedat el toți anii ăștia, dar oricum au fost încălcate toate procedurile posibile și, în opinia mea, și eu cred că asta poate să confirme orice expert, această moțiune în picioare și legile nu sunt intrate în vigoare. Domnule Tofilat, haideți să vedem prin prisma economicului. Am auzit mai multe voci care spuneau că nouă ne trebuie 25 de ani pentru a acoperi această gaură. Mă refer la aceste mijloace financiare. Este așa și dacă este, cum vom trece noi din acest impas? Și în același context vreau să ne spuneți care era mecanismul legal de a face lumină în această problemă. Aici cred că trebuie să revenim. Trebuie să revenim la situația din 2014, când guvernul a decis să aloce cea prima garanție bancară din luna noiembrie. Deci acolo sunt atâtea încălcări că mie nu o să-mi ajungă degete să le număr pe toate. Acea garanție sunt motive temeni și să fie considerată nelegală. Deci, în primul rând, când a fost modificată legea, adică mai multe legi au fost modificate în septembrie 2014, la fel prin asumare de răspundere, chiar și în prevederile acelor legi era scris clar că guvernul poate emite obligațiuni de stat, valori imobiliare de stat, ca să le transfere BNM-ului și să acorde credite unor bănci solvabile, numai în caz de criză financiară sistemică, care este declarată sau, nu știu, instituită de un organ abilitat, un organ național de gestiune a crizelor sistemice. Acest organ a fost creat, deci noi nu aveam la moment noiembrie 2014 un document pe care să fie scris că în Moldova este criză sistemică financiară. 1. 2. Băncile cele 3 nu erau solvabile, deci era clar din start că băncile astea nu au capacitate, sunt doar că cele 13 miliarde care au fost, atunci erau 9 miliarde, care au fost acordate de Banca Națională, deci sunt două încălcări foarte grave. Respectiv, garanția asta trebuie anulată. La fel și garanția a doua. Mai departe este problema cum s-au folosit banii acordați de Banca Națională. În noiembrie 2014, deci s-au alocat, dacă nu greșesc, 9,8 miliarde lei. Așa. Depozitele persoanelor fizice, pe care tot insist așa de mult, erau puțin peste 6 miliarde. Diferența mai erau acolo, deci în băncile cele trei mai erau conturile întreprinderilor de stat, Casa Națională de Asigurări Medicale, adică erau niște conturi care tot țin de cetățeni și banii și ei tot trebuiau să fie compensați, să le spun așa. Dar mai este
mai sunt acele împrumuturi acordate de băncile comerciale. În luna noiembrie, câteva bănci, Victoria Bank, Maibu, Eurocredit Bank și Moldincom, au făcut plasamente în bancă de economii, care era o bancă, era clar că banca asta nu are nici să întoarcă banii plasați. Deci aici sunt întrebări și la conducerea celor bănci comerciale care au plasat în noiembrie 2014 bani acolo. Și din banii acolo, au cazi Banca Națională prin acel credit, au fost achitați acești bani care nu trebuiau ei să fie. Ei n-au plasat banii, asta a fost o mișcare de hârtie, da. Probabil. Mă rog, noi putem să reieșim din ceea ce e scris în raportul Kroll, la pagina 58. Erau 2,3 miliarde lei plasamente interbancare. 1,8 miliarde veneau de la Victoria Bank. Și am auzit din afirmațiile domnului Platon în cadrul judecății că de fapt acolo erau niște mișcări pe hârtie și nimic în realitate n-a venit. Mă rog, deci aici au de lucru organismele de... Așa bat capul, că se treacă prin offshore-uri, da, le-au primit așa. Bun. Uh-huh. Aici încălcări sunt cu duiumul. Hai să luăm, în primul rând, Banca Națională. Ei aveau pârghii suficiente să intervină. Primul rând, Banca Națională acordă autorizații la persoanele la conducerea băncii, la administratori. Poate să retragă autorizația dacă ei încalcă legea. Banca Națională poate retrage licența, poate interzice anumite activități, deci... Ex-guvernatorul remarca că a fost sesizat în mod repetat. Guvernul a fost despre ceea ce se întâmplă în sistemul guvernatorul bancar. Are, conform legii împuterniciri, să retragă autorizația la... Da. Deci era clar că BNM-ul nu și-a îndeplinit obligația. Cine era șef la BNM? Drăguțan. El primul trebuie arestat. Doi, în cadrul conducerii băncii, sunt mecanismii cum să acordă creditul. Conducerea băncii, președintele, vicepreședinții care fac parte din comitetul de credit, pot acorda credit nu mai mult de 10% din capitalul normativ total, capitalul propriu a băncii. Unui grup de companii afiliate, maximum într-o mână, am să spun așa, pot fi acordate până la 15% din capitalul normativ total cu aprobarea Consiliului Băncii. Mai departe, primele 10 credite mari nu trebuie să depășească 30% din total portofoliul de credite a băncii. Aceste limite au fost încălcate grosolan. Deci trebuie reținut și conducerea băncii și Consiliul Băncii. A fost reținut doar doamna viceguvernator. Și spuneam niște tendințe acolo. A fost reținut de ochii lumii. Da. Domnule, dumneavoastră vroia ceva să completați. Da. Vă rog, raportat la Banca Națională. Eu după ce își închei intervenția domnului Filat, eu o să fac câteva remarci acolo, pur și simplu. Da, și dacă ne întoarcem la ceea ce s-a întâmplat săptămâna asta cu transpunerea acestei poveri pe spatele contribuabililor, vinerea trecută, dacă nu greșesc, premierul Filip spunea în cadrul unei emisiuni la un post de televiziune, dacă iată este o condiție femeiul, deci domnul Tulbure a spus foarte corect, nu poate femeiul să ceară transferarea acestei fraude pe spatele cetățenilor. Femeiul poate pune problema că, băieți, este o gaură în bilanțul Băncii Naționale, o luați și rezolvați problema asta. Și una din soluții pe care o discutăm noi cu colegii este transferarea ca evidența acestei găuri să fie trecută pe conturile extrabilanțiere a Băncii Naționale și să fie proces, să fie demarat, pentru că acum nu există, procesul de recuperare a banilor, da? Să fie întoși banii. Și mai este procesul de lichidare a băncilor. Ele au active, au patrimoniu, chiar și aceleași clădiri, automobile, mai sunt credite care au fost acordate de bănci, credite reale, vii. Și ele se achită și fiecare lună se încasează niște bani. Deci din toate aceste surse trebuie diminuat la maxim soldul creditului care l-a dat Banca Națională. Și peste 4-5 ani, când deja toate instrumentele vor fi epuizate, numai atunci tu poți merge și să convertești datoria rămasă în datorie de stat. Sau în genere să o ștergi de pe bilanțul băncii sau să o acoperi din profitul anilor următori. Pentru că, dau un exemplu simplu. Să admitem că cineva ia un credit și este o persoană care garantează creditul. Păi bine, banca vine și cere de la persoana care a garantat, întoarce tu creditul, că ăsta nu poate întoarce. Oameni buni, el are apartament, el are mașină, are televizor, mobilă, vindeți tot și dacă mai rămâne ceva, eu pot să achit, așa, nu cereți tot de pe mine și eu mai departe ce să fac? Să îmblă eu de urma lui și să... Deci ceea ce a făcut guvernul, pur și simplu s-au șters pe mâini. Ei nu mai vor să facă recuperarea, să ocupe de recuperarea banilor. Au trecut totul pe seama noastră și a să plătească cetățeanul. Nu băieți, așa nu merge. Nu că nu vor. E un guvern care nu are propria voință politică. Ei nu acționează de bunăvoie. Ei sunt
complici la jafurile astea care s-au produs, pentru că principalii actori stau în spatele lor. Și de atâta nu merge ancheta, pentru că ancheta va indica asupra unor persoane foarte concrete care au participat la toată treaba asta. Persoane foarte bogate, cu averi și, și proprietăți, inclusiv în afara țării, cu conturi bancare și mai departe. Dacă se dovedește vina lor, dar eu cred că un mână de procurori cu o elementară pregătire juridică și cu mâna liberă asta rezolvă chestia asta în, în câteva săptămâni, atunci tot asta se sechestrează și tot vine în contul acelor bani. Absolut, absolut. Acum, acest guvernator a băncii nou, Cioclea, da? Da. Cioclea declară că au fost recuperate câteva sute de milioane, 700-800 de milioane, din, dar asta au fost, da, el nu spune de unde, din ce surse, că au fost vândute fondurile și proprietățile acestor bănci închise. Și se vorbește, eu nu pot mâna în foc, dar ca regulă se confirmă toate chestiile astea, că tot lui Plahotniuc și anturajul lui se vând aceste bunuri. Da, băncilor la niște prețuri derizorii. Eu cred că din ceea ce s-au vândut până acum se putea discos cu mult mai mult, dar ea că ei raportează că mare brânză au făcut. Eu am vrut la tema, două cuvinte, mă rog, două remarci, la tema garanțiilor de stat. Garanțiile de stat au fost interzise prin lege în 99. Eu, așa se întâmplă că în perioada aceea foarte multe reforme structurale au fost produse. Eu eram membru al Parlamentului, atunci țin minte foarte bine. De ce de atâta? Pentru că aceste garanții, ca regulă, în majoritatea cazurilor, duceau anume la scheme de astea de spălare bani, delapidare a banului public. Până la urmă, cei care luau credit sub garanția guvernului dispăreau împreună cu banii, da, și bugetul acoperea toate chestiile astea. S-o interzis. Ca să fie reintrodusă treaba asta, în 2014, anume sub această operațiune specială de sustragere a rezervelor valutare ale Republicii Moldova. Deci o crimă premeditată, deci a fost gândit tot din... Și atunci când a auzit Spileancă că el nu știu ce acolo încerca, că lui s-a spus așa mai departe. Dragul meu, tu... Nu era niște, un simplu prim-ministru. El era viceministru de externe, era membru echipei de guvernare atunci. El cunoștea foarte bine toate subtilitățile acestea. El are memorie istorică, politică și instituțională. Și dumnealui nu putea să nu știe că introducerea acestor prevederi, asta poate să ducă la niște probleme foarte mari. Asta e una la mână, doi la mână. În privința sesizărilor băncii naționale, guvernul a fost sesizat, și nu numai guvernul, dar și președintele și parlamentul, a fost sesizat și de Centrul de Combatere a Corupției, agenția actualmente, da? Și de procuratură, dacă tot sesiza și așa mai departe. Treaba lor nu era să sesizeze. Aceste instituții de stat există pentru a administra anumite procese, pentru a facilita sau a opri, dacă lucrurile merg într-o direcție greșită, dar ei aveau capacitatea instituțională, tehnică, de oricare gen, de a urmări ce se întâmplă în sistemul bancar. Mișcările banilor erau urmărite online, trebuie să oprească. Nu trebuie să-l informeze pe Timofti, pe Plahotniuc sau... Trebuie să, pur și simplu să oprească treaba asta și să nu permită să se producă crimă. Ei se sesizau... Spunea unul celorlalți, da? Sesizarea în cazul ăsta este inacțiune, asta este crimă. Crimă. Ei sunt coparticipanți la crimă, complice. Deci e o crimă foarte specifică care era imposibilă fără participarea organelor de stat. Acum, da, nu, asta e o crimă care prin asta se deosebește toate celelalte. Criminalul e statul, instituțiile de stat care au participat și au bătut joc de proprii cetățeni. Persoane concrete. Și sunt persoane concrete. Drăguțanu, Chetraru, Poale Lungi, Gurin. Deci, da? Noi nu vorbim de sistemul, sistemul. Sunt structuri concrete care, conform legii, aveau atribuții de serviciu foarte clare, care nu le-au folosit aceste atribuții, le-au ignorat. Înseamnă că ei sunt coparticipanți la această crimă.
Absolut. Acum, când vorbim de alegeri, bine, asta e altă treabă. Da, vă rog, spuneți. Dacă aceste alegeri, asta e într-un fel încă o crimă la care participă tot statul. Pentru că dacă noi ne vom confrunta, dar noi deja ne confruntăm cu fraude, cu încălcări de tot felul, dar până la urmă putem să ne trezim că vor fi eliminați pur și simplu din cursă cei care pot să le creeze probleme ăstora de la putere, în toate chestiile și porcările astea va participa statul. Începând de la procuratură, cu Ministerul de Interne, instanțele judecătorie și așa mai departe. Asta e problema principală. Și atunci când vorbim că este foarte periculos să participi cu șuleri de tot felul, cu ăștia care astăzi se consideră putere în Republica Moldova, în jocuri de felul ăsta, pentru că tu joci conform unor reguli care le stabilesc ei și poți să le schimbi în orice moment. Și asta e imposibil să ajungi până la un rezultat dorit. Și de asta toți ei sunt arbitri. Cum s-a întâmplat cu înregistrarea, la cineva am auzit o metaforă așa foarte, spune, cu înregistrarea lui Lupu. Că ei au venit, bine că au strâns acolo, în câteva ore au strâns semnăturile astea, încălcare, vădită, clară. Nici nu mare probare, cum se spune, da. Eu venit sâmbătă și au fost înregistrați. Până la asta, cecul adoptă un regulament conform căruia sâmbătă înregistrare este imposibil. Și unul aduce așa un exemplu și eu aici îl reproduc pur și simplu, că există, că îți pregătești un meci de fotbal, vin arbitri, instalează porți, le pun plasa, trag linia, pregătesc terenul și în timpul ăsta în teren apare o echipă. Pentru că meciul trebuie să înceapă peste două ore, de-aia apar două ore înainte. Bat un gol și ăștia îl contabilizează, îl validează, pentru că oricum toată lumea e de ce să nu batem noi un gol. Da? Așa au spus cecul, că dar oricum eram la lucru, de ce să ne adoptăm chestiile astea. Logica cecului, bine, asta e un caz minuscul, dar care indică asupra unor probleme fundamentale. Foarte și închid. Deci, dacă ei au convenit între ei că e posibil, atunci poți ignora legea. Poți ignora actul normativ. El a declarat Filip în ieșirile sale publice. Să fiți liniștiți că tot ce am făcut noi a fost coordonat. Cu majoritatea parlamentară, cu nu știu cine, cu parteneri, cu dracu naiba Măxa. Adică dacă Filip, Plahatniuc sau cine n-a fi, cu coordonat, înseamnă că n-are niciun rost constituție, legile scrise, normative, e o coordonat, înseamnă că tot e ok. Aici vreau să ajung. Domnul Tofelat, e strașnic. A ieșit lumea ieri în stradă. Ați fost și dumneavoastră printre ei. Vreau să ne spuneți... Am auzit pe parcursul zilei de ieri și de astăzi că dacă tot în societatea noastră s-a discutat, aș îndrăzni să zic la infinit, despre organizarea referendumului, de ce nu ar fi și acesta un mijloc de a întreba populația cum consideră ei oportun a întoarce acest miliard? Care au fost vocile oamenilor care au ieșit în piață, în Piața Mare a Adunării Naționale? Bun, ieri lumea nu a ieșit pentru să facem un dialog cum organizăm referendumul, a ieșit să susțină moțiunea de cenzură. Da. Pentru că asta ar însemna demiterea guvernului și anularea automată a celor legi. Am văzut că s-a mers pe schema foarte des preferată de coordonator, de domnul Plahotniuc. Ei nu respectă regulile, deci convocarea biroului permanent dimineața, în lipsa președintelui Parlamentului. Da. Funcția asta trebuia să fie executată de adjunct, de doamna Palihovici. Nu a fost domnul ei, erau cu totul altceva, o gașcă de la o organizație criminală, să-i spun, care se numește Partidul Democrat. Deci s-a mimat, s-a bifat că iată, noi am făcut birou. Și asta s-a întâmplat când? Imediat dimineața, după sărbătoarea vinului, când toți stau și dormitează. Dar chiar cum a fost sărbătoarea vinului, nu se convoacă ședințele? Chiar și așa, da. Deci s-a încălcat procedura de convocare a ședinței, luni deputații sunt în teritoriu, deci încălcări peste încălcări. Lumea ești acolo să spună că noi nu suntem de acord cu o astfel de abordare, noi cerem respectarea legii și noi nu o să ne
Nu să permitem. Nu o să acceptăm, da, astfel de comportament. Asta e un mesaj pentru toți ceilalți cetățeni care erau la lucru, care n-au știut, care n-au putut fizic să reușească până la 12 să vină. Și un mesaj partenerilor externi de la est la vest că noi nu acceptăm o astfel de guvernare și noi facem tot posibilul să scăpăm de dânșii. Pentru asta lumea a ieșit, nu pentru altceva. N-așteptam miracole și nu știu ce. Domnul Filip spunea că este un eveniment populist. Domnul Filip poate spune tot ce dorește el. Noi am discutat strict la subiect, n-am abordat teme politice, a fost... Bun, doar o mică mențiune la subiectul anterior cu faptul că n-a intervenit BNM, CNA, Procuratura și așa mai departe. Asta e exact așa, cum ar sta un polițist și vede cum o femeie este violată, și după aia când el îl cheamă la răspuns, el spune, da, eu am sunat la ambulanță că să o salveze pe mine. Păi bun, tu ești împuternicit prin lege să intervii. Deci cam asta s-a întâmplat. Toți stau și se uită, da, eu am sesizat, da, eu am scris. Nu băieți, voi aveți pârghii legale, trebuie să interveniți. În privința... Și, în privința la referendum, deci până la referendum mai este încă o cale să fie contestată la Curtea Constituțională legalitatea acestei legi. Da? Da, dar și apropo, guvernul poate să-și asume răspunderea în mod normal și din logică, poate să-și asume răspunderea numai pentru proiecte de lege. Numai în caz de situații excepționale, cu tremur, război, nu știu, cataclism natural, forță majoră, în mod normal așa se practică în alte țări. Bun, eu înțeleg ce spune domnul Alexei. Nu specificat. Acolo a fost discuția în principiu. O lege, pentru că un proiect de lege este acolo scris. Sau mai multe legi. Trebuie să treacă prin Parlament. Dar spiritul Constituției indică asupra faptului că în cazul în care Parlamentul e bine, mersi, este majoritate parlamentară, majoritate au, sigur, da, aceste poftim. Proceduri nu pot fi evitate. Asta e corect. Da, deci referendumul rămâne soluția finală și eu cred că o să fie un exercițiu foarte bun pentru închegarea partidelor de opoziție, indiferent de opțiunea, cât de dreapta, cât de stânga. Da, eu cred că trebuie să ne așezăm cu toții la masă, împreună cu societatea civilă, să organizăm, să pregătim echipele în teritoriu care o să se ocupe de colectarea semnăturilor, să pregătim materialele și când este totul gata, eu cred că mai după anul nou, pentru că iarna să colectezi semnături e extrem de dificil și... Dar în contextul și după aia să demarăm organizarea referendumului și să mai punem niște întrebări acolo în referendum, nu numai legea. Da, spuneți scurt. Numai pe moment la declarațiile aceste a lui Filip, că da. Sunt acțiuni populiste. Bine, fără să mai remarc, asta declară un om care a fost investit noaptea în timp de jumătate de oră cu încălcarea tuturor procedurilor, care au încălcat procedura el singur ieri, fără să prezinte raportul, fără să treacă printr-o ședință și așa mai departe. Da. Acest om nu înțeles pe ce vorbește. Dreptul de a participa la dezbateri în cadrul discuției acestei moțiuni de cenzură este un drept constituțional, este consfințat în Constituție, este articolul 106, dacă nu mă înșel, unde este descrisă procedura de dezbatere acestei moțiuni. Într-o democrație, dar noi, cel puțin conform legislației, mai suntem democrație. Sau tindem spre o democrație. Opoziția are drepturi. Drepturi. Da. Nu pur și simplu doleanțe sau din mila puterii acolo sunt acceptați undeva. Nu, are drepturi fundamentale. Dreptul de a pune întrebări, de a obține răspunsuri, de a participa la dezbateri și mai departe. Și atunci când unul care... un slug de-a unui mafiot care a fost pus acolo la guvern să acopere fără de legile, să producă fel de fel de porcării, să dă cu opinia că vezi, dragă doamne, asta e populism, el pur și simplu cum să vă spun, svidează bazele fundamentale a unui stat de drept. Asta nu e populism, asta e dreptul constituțional a cetățenilor și a celor care reprezintă cetățenii în Parlament de a avea proceduri consfințite în legislația națională. Dar ceea ce face el e pur și simplu, și prin declarația asta e pur și simplu un calc Constituției. Cu permisiunea dumneavoastră să dau citire unui fragment din acest discurs a domnului Filip, care spunea că acest demers este cinic pentru că se regăsesc deputați care sunt investigați în cazul BEM.
Da? Dânsul așa argumenta într-un fel această moțiune pe care au înaintat-o PSRM, PLDM și... Nu știu dacă asta trebuie de comentat. Domnul Filip, ca să liniștească, l-ați deschid azi, expert grup a publicat o notă analitică pe tema cum a fost transpus miliardul pe spatele cetățenilor. Acolo este foarte clar argumentat cu referințe legale ce a fost încălcat și cum ar trebui să fie. Și acolo îți dați cel puțin trei soluții. Cum s-ar putea de rezolvat altfel decât ceea ce a propus guvernarea. Și în genere, în state unde este, în state autoritare, unde este dictatură și este controlată toată puterea de o singură persoană sau un grup restrâns, ceea ce arată istoria, sunt două instrumente cum ei încearcă să mențină la putere. Prima este teroarea, da, cum era pe vremea sovietică, de exemplu, sau pe, în Germania fascistă, când erau lichidați fizic sau puși la închisoare persoanele incomode, da. Și a doua este propaganda, ceva modern, care vedem se întâmplă la noi, s-a mai întâmplat și în alte țări, când prin presa controlată se domină opinia publică și oamenii sunt dezinformați. Și atunci, chiar dacă iese opoziția și declară că iată, a fost încălcată o procedură sau alta, dar asta nu e arătat la televizor, înseamnă că n-a fost nimic. Da? Și contează doar opinia guvernării. Deci, ei încearcă să ne manipuleze. Pentru a contracara lucrul ăsta, nu suntem o țară mică, trebuie să lucrăm în teritoriu, să discutăm nemijlocit cu oamenii. Eu am constatat un lucru destul de interesant. Am deschis raportul Andrceti ca să văd câți abonați de internet noi avem în Moldova. Sunt peste 500.000. Deci, practic, putem spune că fiecare a doua, a treia familie are internet acasă. Bun, în localitățile, în sate, în orășele, cred că nu e chiar urban, așa. Bun, dar cel puțin una din patru, din cinci familii are internet acasă. Trebuie să adunem împreună cu vecinii și să uite seara la presa independentă și să vadă știrile adevărate. Nu se uite la Publica TV și la canalele holding. Să se informeze. Asta noi totuși, știți, noi poate n-am progresat în acești 25 de ani aici în Moldova, dar omenirea a progresat. Noi, da? noi acum ne aflăm în epoca tehnologiilor informaționale, avem acces la internet, avem gadgeturi de tot felul. Nu, dar totuși, aici ei încearcă să manipuleze, sarcina noastră este să explicăm ce stă după toată treaba asta, pentru că nu pot spune că lumea nu este informată. Cel puțin, care vrea să informeze, găsește modalitate. Ratingul sau anti-ratingul lui Plahotniuc sau ratingul real a Partidului Democrat indică asupra faptului că lumea totuși dă seama cu cine are de-a facere. Dar este corect atunci când, de exemplu, în actuala campanie electorală, din tot ce e posibil, începând de la radio, televizor, site-uri, internet, frigider, fier de călcat, din prizii, iese Marian Lupu și spune, te văd, te ascult, te rezolv. Noi înțelegem ce are el în vedere, că ne rezolvă pe noi de vreo 7 ani, tot ne rezolvă, dar lumea mai puțin versată, mai puțin informată, ea este pur și simplu acoperită de valul ăsta de propagandă și desigur nu are opțiune. Eu mai aveam o întrebare pentru dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, în cazul în care Albia nu se schimbă, mă refer la această stare de lucruri cu miliardul și povara pe care trebuie să ne o asumăm. Viitorul președinte poate readuce această lege în Parlament și a resupune, nu știu dacă din punct de vedere legislativ este tocmai cel mai corect termen pentru ca să se găsească o soluție viabilă? Bine, eu sunt într-o situație așa mai contradictorie și delicat, pentru că eu am declarat că eu nu sunt susținătorul ideii alegerii directe a președintelui, în general nu consider aceste alegeri legale și am adus argumente, ele sunt cunoscute. Dar lumea crede și în cazul în care, ad absurd, eu nu cred, dar dacă este ales un reprezentant al opoziției în fruntea statului, noi trebuie să-mi dăm bine seama că acest post este extrem de important. Asta e primul post în stat, cel mai înalt. Chiar dacă sunt puternicile reduse, dar aici vreau să ajung. E vorba de o țară semiparlamentară. Bine, el nu poate da indicații directe SIS-ului armatii și așa, deși armatii cred că poate, pentru că e comandantul suprem. El are dreptul la inițiativă legislativă. El are dreptul la inițierea referendumurilor.
El are anumite împuternicire în domeniul politicii externe, cel puțin dreptul să călătorească, să întâlnească cu omologii, nimeni nu l-a luat. El oricând poate să se adreseze de la înălțimea ipostasii sale poporului. Asta, din punct de vedere politic, asta e un potențial enorm. Un președinte, indiferent de cum este ales el, fie în Parlament, fie în mod direct, activ, integru, altruist, un președinte pentru popor, nu pentru mafia de la guvernare, poate face minuni. Și inclusiv, bineînțeles că el poate să iasă cu inițiativa revederii acestei legi. El poate să iasă cu inițiativa organizării unui referendum și eu cred că se poate de găsit formula întrebărilor sau tema acestui referendum ca să corespundă Constituției, pentru că acolo sunt anumite limitări la organizarea referendumului și așa mai departe. Deci, bineînțeles că un om integru, activ și iubitor de oameni, da, în fruntea statului, poate face orice, adică poate transforma viața acestor criminali, că altfel nu le pot spune, care au capturat statul și se află acum la putere, în ceva insuportabil. Adică asta, lucrurile pot să meargă foarte, să schimbe foarte repede. Domnule Toflat, deși bineînțeles că noi nu trebuie să avem așteptări prea mari. Asta e clar. Că trebuie să fim realiști. Da? Unul la mână trebuie întâi să câștige un opoziționer în condițiile unui stat capturat, asta e foarte dificil, dacă e posibil în genere. Într-a doilea rând, trebuie înțeles că rezistența o să fie enormă, provocări împotriva lui și nu știu ce și așa mai departe. Dar el are de partea sa, are 3 milioane de moldoveni, care 3 milioane de moldoveni, pentru că toată lumea e ca așa e săturată de ceea ce avem noi acum. Cine ar prezenta sondajele și propagandiștii puteri? Eu cred că potențialul e enorm. Domnule Toflat, așteptăm până în primăvară și atunci vom trăi mai bine, da? Spunea unul din lideri. Da? Dacă permiteți, vă rog, completați. Să mai completez subiectul anterior. Deci, în primul rând, să-i mulțumim în ghilimele, cu ghilimele de rigoare, președintelui Timofti, care azi a promulgat această lege, pentru că el nu a făcut absolut nimic să ne apere, să ne protejeze pe noi cetățenii de acești bandiți care se pretind a fi guvernare. Da? Și eu cred că lumea o să-l țină minte tot ce a făcut el. Și lucru foarte important, la alegeri, eu îndemn cetățenii să nu voteze pentru partidele care sunt astăzi la guvernare, pentru că datorită lor noi trăim în această mizerie. Da? Deci nu votați Partidul Democrat și Partidul Liberal, că din cauza lor noi trăim în această mizerie. Referitor încă la funcțiile președintelui, chiar dacă el nu poate schimba totul deodată și nu știu ce, cel puțin, dacă el este un om curajos, sincer, integru, orice funcționar public, orice cetățean, orice om de afaceri, el știe că poate veni la președinte și o să fie ascultat și președintele va interveni. Deci înseamnă că sunt funcționari publici în diferite instituții, începând de la procuratorul și terminând cu agenții și ministeri, care zi de zi au acces la documente, sunt impuși să facă ilegalități și ei nu știu cui să se adreseze, ei sunt nevoiți să nu piardă munca, dar să execute ordine ilegale. El știe că îi pot să ducă la președinte, să dă ei documente, zic, domn președinte, dar funcționarul ce ala, ministrul ce ala, vreți să încalci lege aici? Și atunci când iese un președinte și spune că iată documente, funcționarul ce ala este corupt, el trebuie dat afară, și lasă încerci cineva din Parlament să opună la chestia asta. Aici vreau, sunt obligat să intervin numai pe plin. Numai la momentul ăsta, și până să continuați. Noi nu trebuie să creăm impresia că noi alegem un tătucă, care e tot puternic, pentru că din ăsta ce spune Sergiu, un pic reiesă că tata națiunii o să rezolve orice caz. În condițiile nefuncționării unui stat, pentru că când se încalcă legea, trebuie să duci la procuratură, trebuie să intervină poliția și așa mai departe. Sau sunt regulamente interne care duci la presă, la urmă urmii. În condițiile astea, noi trebuie să sperăm că o instituție care este președintele poate să intervină. Însă trebuie subliniat că asta e o situație nenormală, când noi avem un om care trebuie să... În lipsa unui sistem. Da, la etapa asta... De acord. Am vrut precizez ca să nu creăm impresia că noi... E important pentru că la etapa asta cetățenii nu au unde să-și găsi dreptate. Asta e strașnic și lucrul ăsta trebuie reparat, remediat.
Și una când iese un ziar de investigații sau un grup de experți spune că iată, sunt dovezi că este schema cu tare sau funcționarul acela este corupt sau procurorul acela special tergiversează ancheta, e una. Și când iese președintele țării cu documente și spune poporului, se adresează oamenilor și mai ales se adresează partenerilor externi și spune că uite, procurorul ăsta este corupt și cere parlamentului demisia lui și organizarea unui concurs public deschis, transparent de selectarea unui procuror integru și partenerii externi susțin lucrul ăsta, nu are nici o șansă majoritatea parlamentară să-și împingă candidaților. Deci președintele este un om care poate sparge gheața în acest stat. Este ca un activist civic cu supraputere, să spun așa. Cu fotoliu. Da. Domnul Tulbure, domnul Tăflac, mai avem 5 minute. Probabil vă mai adresez câte o întrebare și vom pune punct acestei emisiuni. Domnule Tulbure, spuneți-mi, vă rog, această stare de lucruri despre care discutăm noi astăzi, despre acapararea instituțiilor statului, despre miliarde furate și așa mai departe, se datorează și fenomenului partajării instituțiilor statului după criterii politice? Da, bineînțeles că este un element a unui proces mai amplu, da, mai larg de subminarea instituțiilor democratice și a instituțiilor statului, de aservirea lor unor grupuri de interese. Da, asta e, trebuie să recunoaștem că noi am avut situații asemănătoare și în trecut. Să mai repartizau instituții care nu trebuie să repartizeze. Trebuie de înțeles că ministerele fac parte din organ politic, sunt organe politice și ele trebuie să fie supuse unui algoritm politic. Așa e regula unei coaliții. Ministerele respective revin unui partid, altul și așa mai departe. Atunci când ai instituții prin definiție autonome, cum este procuratura, cum sunt judecătoriile, sistemul judecătoresc, cum este centrul de combatere a corupției, Banca Națională și așa mai departe, toate agențiile regulatorii nu pot fi repartizate politic, începând de la audiovizual, terminând cu energie și așa mai departe. Ele funcționează. Cine n-ar veni la putere, procuratura își face datoria conform legii. Pentru asta, pentru activitatea unor astfel de instituții sau acestor instituții există Constituția și legile scrise, codificate și așa mai departe. Noi am lăsat, sau actuala guvernare, pentru că noi avem expresia concentrată a fără de lege, pentru că am avut elemente și în trecut, trebuie să recunoaști, dar astăzi noi avem în forma pură, da? Nu mai există stat funcțional. Au pus la o parte Constituția cu codurile, legile scrise, conform cărora trebuie să existe, să trăiască o societate, pentru că altminteri nici societate nu poate fi numit în sensul de plin al cuvântului. Și au început să conducă de cu totul alte reguli. Cumătrism, nepotism, fidelitate personală, corupție, eu ție, tu mie și așa mai departe. Ăsta ne-i dușman. Deci, noi trăim conform unor reguli banditești. În limba rusă se numește papaniatie. Și această lege hoțască, capul acestui sistem este Plăhatniuc și anturajul. Domnule Tulbure, pe final de emisiune, de regulă obișnuiesc să întreb invitații noștri atunci când discutăm asemenea subiecte sensibile. Mai mult sau mai puțin cunoaștem când s-a început defalcările din aceste bănci. Anul 2013, sunt diferite interpretări. Acum, o întrebare tranșantă. La ora actuală, nu se mai fură din băncile astea? Până la urma urmei ne vom limita pe diferite căi să returnăm doar acest miliard despre care vorbim noi? Din astea trei, cu siguranță. Da. Nu, din astea trei se fură prin modalitatea de a vinde. E acum vând. Da. E acum vând așa cum vând bunurile acestor bănci. Băncile, clar că acolo mișcare de bani, nu știu dacă mai există, dar ceea ce fac ei prin licitațiile astea cum vând, e tot un fel de hoție. Eu nu știu ce se întâmplă în alte bănci, aici cred că Sergiu e mai pregătit să răspundă, dar eu sunt absolut convins că nu s-au creat condiții care n-ar permite repetarea situației. Asta e. Eu nu știu ce face Banca Națională cu actualul guvernator, refuză
să recunoască că ei sunt totuși, că banca este tot un factor cheie negativ în ceea ce și el nu vrea să investigheze ceea ce s-a întâmplat în bancă, dar dacă Sergiu are... Domnul Tăvda, două minute. Portița este deschisă încă. În septembrie 2014 a fost modificată legislația și în continuare noi putem să ne trezăm cu faptul că banii oamenilor dispar. Da, există așa pericol. Asta ține iarăși de competența BNM-ului, CNA, procuratura, îi văd online, văd în fiecare zi, minut cu minută, în timp real, cum banii se fac tranzacții, da, dacă se ducă în realitate. Bun, ce este important să înțelegem că să învățăm lecția și atunci când partidele care sunt la guvernare nu acționează în interesul cetățenilor, ne mint, ne fură de... în fiecare zi, să nu le mai votăm. Asta este important, pentru că dacă o să întâmple, eu mă uit în fiecare zi cum protestează oamenii într-o susținere a primarului de la Orhei, Ilan Șor, care este principalul figurant în toată chestia. Figurant, da, în raportul Kroll și el a nemijlocit, a executat furtul miliardului și oamenii ies să-l susțină, mi-e rușine. Mi-e rușine că oamenii nu înțeleg că hoțul care a furat de la mama ta 1000 de lei și îți dă ție 10 lei, tu să-i pup mâna și să-l faci din trânsul idol, asta e rușine. Eu nu vreau așa oameni în societate să gândească, nu să vândă pe doi bănuți, asta e strașnic. Că lucrul ăsta trebuie să... Atâta timp cât rămâne caracterul capturat a statului, posibilitatea unui jaf și a unor crime, nu că rămâne, dar crimele continuă într-o formă sau alta, asta este absolut evident. Domnule Tulbure, domnule Tofilat, eu vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Accent TV, pentru că multe aspecte au rămas pe din afară nediscutate și multe aspecte se cer a fi propuse discuției. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi, Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi!